China la cumpăna dintre ani. Poporul chinez a sărbătorit începutul noului an, al cocoșului de foc. Într-un eveniment cultural-educațional dedicat acestui moment, comunitatea chineză, care este tot mai bine închegată la Deva, a dezvăluit semnificațiile semnului zodiacal care păstorește anul 2017, a prezentat obiceiuri legate de trecerea dintre ani și nu în ultimul rând a organizat o paradă de costume tradiționale chineze. Anul nou chinezesc, care a început la 28 ianuarie, se află acum sub semnul cocoșului de foc și este numit Sărbătoarea Primăverii, prilej de bucurie, de optimism și încredere în viitor, de întâlnire cu cei dragi, în primul rând cu familia. Biblioteca Județeană găzduiește cursuri de limbă și cultură chineză. Tot cei de aici au organizat și festivitățile dedicate anului nou chinezesc. Împreună am reușit să dăm viață numeroaselor proiecte culturale care au avut drept scop principal familiarizarea comunității din Deva și din județul Hunedoara cu valorile culturii și civilizației chineze, cu limba de o bogăție și complexitate remarcabile, cu istoria și economia unei țări mari și tot mai prezentă pe scena lumii sub toate aspectele. La eveniment au participat învățăceini ale caracterelor chinezești, reprezentanți ai comunității de chinezi din județul nostru și oficialități. Anul 2017 este de bun augur, spun prietenii chinezi. Dintre cele 12 animale, semne ale zodiacului chinezesc, cocoșul este singura pasăre și cel mai benefic semn. Cocoșul e prietenul de oamenii să ne trezește, să ne duce din îndunecați. Adică oamenii merge la muncă, o zi frumoasă, adică speranță, să ne dă speranță, cocoșul. Am reușit în anul cocoșului de foc. Să nu se înțeleagă că este anul în care cocoșul este cel care va hotărî în casele noastre. Este anul, adică cocoșul cântă, este anul în care cocoșul va munci cu sârg. Este anul prosperității. Este anul dreptății și al justiției. Este anul în care realizările sunt obținute prin muncă. Primele cursuri de limbă și cultură chineză au început în urmă cu 7 ani la Deva. Prima clasă preuniversitară Confucius are deja 3 ani. Prin grija Institutului din Sibiu și a conducerii Hanban de la Beijing, am fost prima clasă, am primit statut de clasă Confucius, prima clasă de nivel preuniversitar din România de acest nivel. Parada de costume tradiționale chinezești a fost unul din momentele așteptate de cei prezenți, iar momentele muzicale pregătite de cei de la Liceul de Muzică și Arte Plastice Sigismund Toduță au încălzit atmosfera cu acorduri specifice momentului sărbătorit. Thank you.